Suntem în legătură directă cu Cătălin Striblea pe Skype și pe pagina de Facebook Radio Europa FM pentru rațiunea zilei. Salut, Cătălin! Salut, bine te-am găsit! Așteptam să intrăm în direct și ți-admiram biblioteca aia din spate. E ca domnului Dâncu, un fake, un wallpaper sau chiar e pe bune? Adică ne poți demonstra că e pe bune biblioteca aia? E adevărată, da. E adevărată, da. Ok. E adevărată, da. Da, noi, da, știi că am citit eu niște comentarii, niște editoriale zilele astea și a zis, domnule, cine are bibliotecă în spate, e snob. Și aha, eu am zis, da, mi-e greu să mut toate astea în bucătărie, că le-aș duce acolo. Da. Bine, la tine se vede doar un corp de bibliotecă, ești doar semi-snob. Nu ne-ai arătat toată biblioteca pe care o ai în spate. Da, am, e mai mare decât se vede, dar am niște cărți foarte, foarte bune. Unele dintre ele s-ar putea să vă placă foarte tare. Eu le mai pun pe Instagram. Uite aici un volum din Ulițkaia, al dumneavoastră, sincer, Șuric. Ulițkaia e cea mai mare scriitoare sau cea mai în vogă, că termenul de mare e nepotrivit, din Rusia în momentul ăsta, doamna Ulițkaia. A, te pui bine niște... cu rușii, da. Da, 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 niște cărți formidabile și țara asta are o cultură absolut formidabilă. E ceva cu totul special. Așa zicea și domnul Macron. Da. Și așa despre asta... Despre asta vorbim, da. Despre asta vorbim chiar acum. Rațiunea zilei. Cătălin Striblea la Europa FM. Președintele Franței, domnul Emmanuel Macron, este la Kiev astăzi într-un turneu diplomatic care a început în Rusia și care este menit să caute o soluție de pace la criza răsăriteană. Domnul Macron se va duce probabil cu propuneri sau cu o înțelegere pe care a avut-o cu președintele Putin aseară, deși toate părțile implicate spun că nu s-a ajuns la un acord, dar exact asta face domnul Macron. Transportă niște mesaje, cred că toată planeta a văzut imaginile, nu? Președintele Putin, președintele Macron, așezați la o masă albă, în singurătate. Dar ce masă? Scuză-mă. Ce masă, nu? Ți-a plăcut, nu? Ce masă? Deci nu știu cum s-au auzit oamenii între ei, dar mă rog, e problema lor. Eu intuiesc că aia a fost pentru fotografie și ca să arate, domnule, sunt și aici niște măsuri de respectat cu COVID-ul, cu astea, dar după asta eu cred că vreme de 6 ore au stat față în față, adică păi sunt sigur că s-a ajuns la nivelul ăsta, sunt sigur că s-a băut măcar apă între doi oameni serioși acolo. Președintele Putin a fost chinuit, zice el, de întrebări și de propuneri de la omul ăsta. Nu e clar cu ce mandat s-a dus domnul Macron acolo. El e și în campanie electorală și și-a modificat profilul de lider. Adică a devenit un lider internațional, mai ales pentru publicul din țara lui. El este cel mai preocupat de această criză și principalul negociator al Europei cu Vladimir Putin. S-a dus și cu niște butelii de gaz după el. Da, sunt convins că s-a dus cu de toate, cu tot ce trebuie președintele Macron. Acum, conferința de presă a fost mai mult decât interesantă, pentru că domnul Putin, în ciuda discuțiilor îndelungi, nu a negat posibilitatea unui război. Din potrivă, a zis, păi ce, vreți să intre Franța în război cu noi? Pentru că asta ar însemna, de fapt, zice el, intrarea Ucrainei în NATO și eventuala încercare a Ucrainei de a recupera Crimeea, care știți că e recuperată de Rusia. Din ceea ce apare în presa internațională, mă uitam pe câteva ziare care accentuează o idee transmisă de președintele Putin, care ar fi vorbit despre, nici nu știu dacă avem așa un termen în română, dar să-i zicem, finlandizarea Ucrainei. Ucrainei, ce înseamnă această finlandizare? Înseamnă că acolo trebuie să fie un spațiu neutru politic pentru toate părțile, că țara, respectiv Ucraina, nu are voie și nu trebuie să fie primită în organizații de tip NATO, dar mai mult decât atât, că președintele Putin și puterea de la Moscova vor avea mereu ceva de spus în politica internă a acelei țări. Asta a fost sugestia, asta și-ar dori domnul Putin și încă ceva cu asupra de măsură, a zis dumnealui, să se aplice acordul din 2015 de la Minsk pentru zonele acelea pe care Rusia le controlează, de fapt, Donbasul în Ucraina. Are așa din discuție că în ciuda fotografiilor formidabile, a meselor formidabile, a deschiderii extraordinare și a zâmbetelor,
Putin își menține punctul de vedere. Cu punctul ăsta de vedere, Macron se duce la Kiev și cred că de o parte și de alta, în acest moment, nimeni nu exclude posibilitatea unor acțiuni militare adevărate pe teren. Pentru că de acolo nu s-a ieșit cu o propunere care, zic eu, să fie acceptabilă de către părțile europene. Înțeleg că urmează o vizită a cancelarului german, venit german, de la, din Statele Unite, proaspăt întors. Da, exact, exact. Cancelarul german s-a întâlnit cu președintele Biden. Probabil că pe linia asta vine altă serie de mesaje. Cancelarul german, care toată lumea e curioasă cu ce propunere va veni, pentru că știți că în acest vârtej de evenimente, Germania este suspectată că trage cu Rusia în loc să fie alături de partenerii tradiționali europeni și cei din NATO, pentru că nu a vrut să trimită armament în Ucraina, pentru că le-au trimis 5.000 de căști și pentru că au avut o poziție mai curând reținută, spunând că domnule, noi nu vorbim mult, dar în momentul în care se va întâmpla ceva, puteți să contați pe noi. Asta va fi foarte interesantă și vizita cancelarului Germaniei. Oficial, în acest moment, rămânem la răspunsul președintelui Putin, care zice domnule, noi lucrăm încă la scrisoarea aia, la răspunsurile pe care să le dăm NATO și America și mai vedem după ce scriem scrisoarea asta. Între timp, nu uitați o secundă, atât mai zic că Rusia și-a găsit un aliat extraordinar în China, care și China zice NATO n-are voie să se extindă, ca și cum NATO să gândea vreodată la problemele cu China. Da? Nu, nimic surprinzător în da, aliatul absolut. Acesta, nu? Îți mulțumim foarte mult, Cătălin, pentru comentarii. Mâine te așteptăm din nou la România în direct pe frecvențele Europa FM. O zi bună! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.